binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Frații tuturor, am venit și în această dimineață, în timpul care ne avem la îndemână, să ne putem încălzim prin Dumnezeu. Și așa că Dumnezeu să ne dea harul acesta să fim atenți la ceea ce vrea Duhul Sfânt să ne spună. De când fratele Romului a fost la noi și a spus un lucru, mărturisesc că am stat și m-am cercetat. În ce privință? Până lui spunea așa, când te rogi înainte de a merge la Angon, ca să ții o predică, cum te rogi? Și zicea, te rogi, Doamne, ajută-mă să nu mă fac de râs, ajută-mă să am un cuvânt să fie apreciat de frate, cum te rogi? Și mărturisesc că pe lângă alte cuvinte de rugăciune spunea așa, asta, Doamne, că eu de nevoie am emoții. Chiar dacă cineva își imaginează că am multe experiențe de mulți ani, mai mult pe la îngoane, de una am emoții, cel puțin până încep, până primele minute. Și a trebuit să recunosc în sinea mea, și fac cum în sinea publică, că mă rog și în felul acesta, Doamne, ajută-mă să nu mă fac greșe. Fratele Romii spunea, important e să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să stăm la îndemâna Ta. Ajută-ne să fim întotdeauna acel, știu eu, acea pâine sau torcer, cum se spune în vânzare, în care cuvântul tău de la tine venit să curgă. Și mi-a plăcut expresia unui frate din Moldova, care a fost la noi cu ani în urmă. Și zicea, el mi-ar place ca Dumnezeu să mă considere în, după masa asta, era atunci după masa, o mânușă, cum o mânușă. Și să mă iei pe mână. Că mănușa, zice, roată pe mână, face tot ce face mână. Deci dacă Dumnezeu mă ia pe mâna Lui, ce face mâna Lui, fac și eu. Mare lucru ar fi. Și ne rugăm în sensul acesta, Doamne, eu mă rog, Doamne, ajută-mă să fiu de folos cu ceva cu comunității de aici. Avem înaintea noastră un text foarte bogat. De fapt, așa cum spuneam cu la vremea fratele Iosif, eu cel puțin, în ce cărți am mai citit și ce articole am mai citit și eu citatele unor teologi, cele mai multe le-am găsit comentarii și scrieri despre Epistola Apostolului Pavel către Romani. Am și acasă, peste vreo 3 sau 4 cărți destul de groase referitoare la această epistolă. Este extraordinar de bogată și pentru foarte mulți creștini și plină de contradicții. Pentru foarte mulți creștini. Credea Apostolului Petru făcând referire la scrierea de Apostolului Pavel, probabil că s-a referit și la epistola lui pe care o scrie romanilor, zice, așa cum v-a învățat și preiubitul nostru, cum v-a scris preiubitul nostru frate Pavel, ca în toate epistolele lui, care sunt într-adevăr unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstămăcesc în fezarea lor. N-aș vrea să răstămăcim ceva din ceea ce Duhul Sfânt a inspirat pe Pavel să ne scrie. Și să privim în textul care îl avem înainte și în linia generală a acestui capitol 8, cu dorința ca Dumnezeu să ne lumineze și să înțelegem exact ceea ce se întâmplă aici. Fratele Iosif a început citirea din acest capitol 8, de la versetul 12. Aici spune așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Am auzit și eu și dumneavoastră, probabil de mai multe ori, explicații despre ceea ce ar fi firea aceasta pământească. Spun unii că firea este eu nostru. Eu nu cred că este eu nostru. Adică eu nostru definește personalitatea noastră întreagă, care conține, pentru un creștin cel puțin, trup, suflet și duh. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar așa cred. Dar ar putea foarte bine să definească sinele nostru, ceea ce am devenit. Domnul Dumnezeu, atunci când a creat omul pe pământ, ne spune în Cartea Genesei,
Nu o să fac o introducere foarte lungă, dar câteva cuvinte explicative ca să înțelegem ce-i cu datoria asta pentru firea pământească. Atunci când a creat omul pe pământ, li se spune în versetul 7 din capitolul 2, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în el suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Există mențiunea aceasta la întâlnirea dintre suflarea de viață a lui Dumnezeu și materia fizică, țărâna din care am fost plămădiți, apare o etnitate nouă, omul a devenit un suflet viu. Biblia ne vorbește că suntem trei elemente în construcția omului, eului omului. Este trup, suflet și duh. Dar s-a întâmplat ceva atunci la început. În momentul când omul a căzut datorită neascultării, datorită păcatului, ceva a pierdut. Foarte pe scurt, s-a predicat de multe ori, știți aceste adevăruri. Adică omul acela duhovnicesc care era, care s-a născut când a venit Duhul lui Dumnezeu, suflarea lui Dumnezeu, scânteia aceea divină, omul acela duhovnicesc care a fost Adam atunci a murit. Și a rămas cele două componente numai. Sufletul care s-a născut din întâlnirea Duhului lui Dumnezeu și țărâna, și țărâna, carne. Dar carnea asta, încă nu era contaminată într-un mod absolut. Numai că nemai fiind inocența, nemai fiind Duhul lui Dumnezeu, nemai fiind la cârmă omul spiritual, nemai fiind la cârmă omul duhovnicesc, dar acest ansamblu de trei, încet, încet, așa cum se întâmplă când moare regele și vin alții la putere, încet, încet simțurile pe care omul le avea ca înzestare din partea lui Dumnezeu, dar nu pentru lucrurile la care s-a ajuns, au pus stăpânire pe acest ansamblu. Și omul a devenit o făptură pământească, lipsită de slava lui Dumnezeu, lipsită de controlul lui Dumnezeu, lipsită de Duhul lui Dumnezeu, și el, omul ăla spiritual, Duhul ăla, Duhul omnicesc din om a murit. Că de aia vorbim noi, la o naștere din nou, se spune foarte frecvent că de fapt este o înviere a omului dinăuntru, a omului spiritual, a omului duhovnicesc. Apare la viață omul acela care de mult nu mai era. Vreau să vă spun că nu vreau să insist în natura aceasta, că știm aceste adevăruri. Suntem în faza aceea când după ce a venit Domnul Hristos în lumea aceasta, El a deschis o cale nouă și vie, a deschis posibilitatea ca, din nou, controlul ființei umane să o preieie omul acela duhovnicesc, care poate reveni la viață prin credință, prin procesul nașterii din nou, și apoi prin umplerea cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci, subordonat Duhului lui Dumnezeu, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, stând la îndemână lui Dumnezeu, omul acesta duhovnicesc, având în control din nou toate simțurile omului, el este deja parte a unei alte unități. Spune, începând cu versetul 1, acum nu, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Adică omul creștinul care a devenit creștin, născut din nou, umplut de Dumnezeu cu Duhul Sfânt, el nu-i mai omul ăla care a fost Adam după ce l-a părăsit Dumnezeu și slava lui Dumnezeu s-a depărtat de el și a ajuns să trăiască numai sub imboldurile cărnii a sinelui. Pentru că vreau să vă spun ceva. Simțurile omului avea și atunci când era desăvârșit. Dar nu le exploata într-un mod negativ. De-aia, cel mai bun exemplu avem într-un copilaș care e nevinovat. Uitați-vă la un copilaș, are 2 ani. Se dezbracă sau sub 2 ani, poate la 2 ani deja începe să priceapă ceva. Dă tot jos de pe el. Nu are niciun sentiment de rușine, nici de pudoare.
Dar știți de ce? E nevinovat. În mintea lui nimic care. Nu-i niciun gând greșit. Dar unul mare, dacă... Care, nu care e nebun, nu de la zaf. Unul mare, care raționează. Dacă se dezbracă. Sau îl vede cineva dezbrăcat. Sau ești într-o casă și știu eu, vrei să intri într-o cameră. Și ești acolo cu lucru, crezi ceva. Și auzi, ei frate, nu intra, că eu mă schimb, mă îmbrac. Omul are sentimentul ăsta, că e rău să fii gol, e greșit să fii rău. Și exact sentimentul ăsta l-au avut și Adam și Eva în grădină după ce au păcătuit. Inocența, naivitatea. Nu erau proști, erau inteligenți. Adam a fost un om inteligent. A avut de la Dumnezeu spirit și înțelepciune. Că de-aia a fost în stare să pună nume la toate viețuitoarele Pământului. De-aia a fost în stare să știe ce-i cu Eva, fără să-i spună cineva. El era adormit. Când Dumnezeu i-a luat o coastă și a făcut-o pe Eva. Dar când a văzut-o, spiritul profetic era peste el. A zis, iată, în sfârșit. Ca și cum de mult ar fi așteptat. Din totdeauna. Os din oasele mele, carne din carnea mea, asta nu-i femeie. A fost luată din nou. Știa toate lucrurile. Dar avea acea nevinovăție pe care ți-o dă lipsa aceasta de simțuri care noi le avem toți astăzi. Și era gol cu nevasta lui, dar nu le rărășim. Când a ajuns să cunoască binele și rău, în urma păcatului, după ce s-a depărtat Duhului Dumnezeu, inocența a dispărut. S-au dat seama că sunt păcătoși. Că-i greșit, că-s voi. Avem aici acest tablou. Am fost morți în păcatele noastre, am trăit despărțiți de Dumnezeu și a venit o zi în viața noastră a creștinilor, când ne-am întâlnit cu Domnul Hristos, prin ascultarea Cuvântului, am crezut acest cuvânt, am început în inima noastră procesul acesta al nașterii din nou, am înviat omul dinăuntru, omul ăla duhovnicesc, care nu mai era de mult, și dintr-o dată am rupt-o cu simțurile. Cel puțin, așa ar trebui să fie. Asta vorbește Pavel până la textul nostru de astăzi. În versetul 9, de exemplu, el spune, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. În ce sens? Sau când suntem duhovnicești? El spune, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Pe primii oameni a părăsit Duhul lui Dumnezeu în urma păcatului. Pe noi Duhul lui Dumnezeu a venit la noi în urma pocăinței, a întoarcerii la Dumnezeu, a mărturisirii credinței în apa botezului. În procesul acesta, în lepădării lucrurilor din trecut rele, a venit Duhul lui Dumnezeu și atunci am devenit făpturi duhovnicești cum a fost Adam la început, înainte de a păcătui. Și Pavel spune, dacă în adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în noi. Și nu mă leg de acest lucru foarte mult, pentru că noi toți credem aceasta, că dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi și ascultăm de îndemnurile Lui, suntem oameni duhovnicești, și nu ne mai spunem firii pământești, adică acelor simțuri pe care omul le are și care îl pot duce într-o direcție foarte greșită. Și vine Apostolul Pavel și zice, așadar, fraților, concluzia lui, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Și aici m-a pus un pic pe gânduri. Cred că toți cei care locuiesc în Canada, în America, cam știu ce înseamnă problema asta cu datoriile, nu? Eu am avut datorii și am tot plătit pe ele și slavă Domnului, mulțumesc Domnului că m-a ajutat, aproape am scăpat de toate și sunt foarte bucuros pentru aceasta că nu mai sunt dator. Că era o povară, era o presiune extraordinară pe cuget, pe minte, pe toate lucrurile. Nu mai schimb mașina, nu mai cumperi haine, nu mai faci nimic cum plătim datoriile. Sunt foarte bucuros. Și vine Pavel și zice, auzi, și spiritual, noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Ca și cum, când ești dator cu ceva, ești obligat să-ți achizi datoria. Și sunt unii oameni care zic, dom'le, am o datorie de plătit și trebuie să o plătesc. Și spiritual poate să fie așa? În relația noastră spirituală? Sigur. De fapt, România au tot felul de exemple și de întâmplări care pot să ilustreze lucrul acesta. Pavel zice, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei, dar spune aceasta pentru că probabil și atunci și acum erau creștini care credeau
Că-ți datori cu ceva și firii pământești. Că-ți datori cu ceva. Mi-aduc aminte de istorisirea unui frate lucrător, spunea el, că s-a dus într-o dimineață, undeva în Ardeal, într-un oraș din Ardeal, la piață. Era o piață de aia închisă, acoperită, închisă, unde se vindeau tot felul de lucruri, inclusiv mâncare, inclusiv tarabe de-astea țărănești și inclusiv haine și încălțăminte. Și stând el acolo în mașina lui și așteptând să-i vină soția dinăuntru de la cumpărături, vede că vine un om. Printre mașini, așa, și se oprește lângă mașina lui. Și se gândește, mă, fi vreun hoț, vrea să-mi caute prin mașină sau la altcineva. Dar omul se proptește cu spatele de mașina lui, avea o plasă de aia de rău, cum ziceam noi, în mână și văd că scoate o pereche de papuci noi din mașină. Din plasă. Și zice, o, ăsta și-o cumpăra papuci noi. E întuneric, încă nu-l vede nimic, să nu mai care că l-a luat cu aia vechi și rupt, îi schimba aici în parcare. Și acum zice, eram interesat ce o să facă cu papucii vechi și pe ce s-i lasă la mine în mașină. S-a uitat la el, într-adevăr, omul nu vedea în mașină. Era umbra, afară, întuneric, încă într-o dimineață de noiembrie. Se încalță unul cu papucii a noi, îi ia la ea vechi, se uită la ei, așa cu lumina lumii, rupt, într-adevăr, trebuiau schimbați. Îi pune în plasă aia bune și întrebă îi bagă sub mașina fratelui. Face doi pași și se întoarce înapoi. Scoate plasa și-l aude murmurând așa. Îi iau și părstea că poate merge bun acela. Cam așa se întâmplă lucrurile bătărâni spiritual cu firea noastră asta pământească, de care zicem că nu mai ținem cont, că nu mai avem nicio datorie la ea, că nu mai trăim după îndemnurile ei, că am răstignit-o, ați auzit termenul acesta, nu-i scris în Scriptură. Ne-am răstignit firea pământească. Nu mai avem nimic de-a face cu ea. Și totuși, ca omul cu papucii, mă, câte ceva, câte ceva. Hai să mai ținem că poate ne oprim de bine la urmă. Spunea un frate în localitatea Simeria, când eu am copilărit, mi-am trăit adolescența, am și trăit ca tânăr, ca bărbat tânăr acolo. Un frate spunea, ei, într-o dispută cu altcineva, să nu mă faci să uit că-s pocăit, că-ți arăt eu cine am fost. Că pe mine mă cunosc frații din aici, știu cine am fost. Păi nu sufla nimeni înaintea mea. Ai grijă, țin de la distanță. Păi, m-am gândit eu, dacă îți mi-a adus aminte cum ai fost, nu ești chiar mort față de firea aia pământească. Față de simțurile care le-au anihilat Duhului Dumnezeu când a venit peste tine. Nu ești chiar mort. Crezi că mai ai ceva datorii față de... și datoriile pe care cei mai mulți oameni cred că le au încă față de firea lor pământească este sinele. Adică zice așa, bă, frate, eu să spun ceva. Eu m-am pocăit. Dar, ascultă-mă, dacă cineva mă caută pe bătături, eu nu pot să n-am. Asta ești dator, fii pământești. Că nu mai ai de afară să răzbună. Zice, nu vă răzbunați singuri, lăsați să se răzbune dreptatea lui Dumnezeu. Voi sunteți creștini, chiar dacă cineva îți face rău, tu îi faci bine. Ce dacă îi faci, dacă la vrăjmașul tău, la care te vrăjmășește, te dușmănește și îți face numai rău în fiecare zi. Tu care ești un copil al lui Dumnezeu, care ți-ai răstignit firea pământească, care nu mai ai nimic cu ea, îi faci bine, îi dai să mănânce. Se duce cuvântul lui Dumnezeu pe mântuirea ta, atunci pe capul lui, că nu ne-a prins. Dar eu am auzit frate, poate ați auzit și voi. Atâta îi trebuie să-mi spună ceva pe arătă. Nu se întâmplă. Vino în parcare dacă ești tare, dacă ai sânge în instalație. Îți arată cine sunt. Sau îți prin parcările bisericilor așa ceva. Nu se întâmplă. Ei, vreau să-ți spun, ești dator. Să-ți aperi prestigiul tău de fost boxior, sau de fost sportiv, sau de fost luptător. Că Domnul Hristos i-a dat o pildă. Adică el a născut din nou, ia de la Domnul Hristos, învățătura aceasta, el a zis, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Nu a arătat pumnul la nimeni. Noi nu avem nimic cu faptele firii pământești, zicem. Nu avem nimic. E adevărat, dacă citim în Galateni,
despre faptele firii pământești, care sunt acolo o listă lungă, cel mai multe dintre ele nu le băgăm de seamă. Noi nu ne încadrăm aici, noi nu avem nimic cu aceste fapte. Versetul 19 din capitolul 5 în Galateni zice: și faptele firii pământești sunt cunoscute, ce sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Oh, frate, nu le avem, e clar, suntem oameni noi, suntem, nu datorăm nimic acesta. Închinarea la idol. Aici la idol se închină, știu eu, anumite culte tradiționale, istorice. Noi nu ne închinăm la idol. Dar ați găsit vreodată în Scriptură că iubirea de bani e o închinare la idol? Nici după bani nu dăm. Credeți că suntem datori ca să arătăm lumii că noi, pocăiții, suntem în stare să-i folosim, să strângem, să fim mai realizați decât alți oameni? Vreau să vă spun ca să nu-i datoria nimănui. Ia, dacă dă Dumnezeu, slavă Domnului. Lăudăm pe Dumnezeu, mi-a dat și la Avram, mi-a dat și la Iov. Au fost oameni bogați. Dar nu erau legați de aceste bogății. Nu din iubire față de ele de aveau, ci pentru că Dumnezeu i-a binecuvântat. A fost un om, am găsit scris despre el, așa au fost de bogat, că o putut să țină toată curtea împărătească. Pe David și pe curtea lui fugară. Și îi spune David: Barzilai, vino cu mine, vreau să te răspătesc. Nu îmi trebuie nicio răspate, nu de-aia am făcut. Să fiu mai bogat decât sunt. Și din dragoste pentru Dumnezeu. Dacă vrei totuși să faci ceva, ia-l pe fiul meu pe lângă tine. Nu-i problema că e bogăție. Nu asta este închinarea la idol, ci dragostea de bogăție. Închinarea la idol. Nu ne închinăm la statui, nu ne închinăm la icoane, nu ne închinăm. Dar la un nume bun în societatea aceasta în care trăim. Nu în biserică. Asta e prea puțin în biserică. Un tineret, un copilaș așa de pe 11-12 ani, vede pe tată sau când se pregătește într-o zi să meargă la o conferință. Era și un om important în societate, era și păstor într-o biserică. Și spune un ceas de la cu mai multe carate, cu mai multe briliante. Și copilul știa că la biserică, unde era și păstor, avea un ceas de simplu. Și îl întreabă: tata, de ce acum e ceasul ăla? Când mergi la adunare, îți iei ceas, mai ai ceasul ăla care te duci la ambon. Că mă, băiete, știi, aici este o conferință importantă, din oameni importanți, așa, începe și explice tata. Și copilul lucru e curios: dar care din slujbele tale e mai importantă? Aia de conferențiar sau aia de păstor? Și tata s-a simțit rușinat. Uite, ce n-am văzut, a văzut copilul meu. Că pun mai mult preț cum îți privit în societate decât cum îți privit în biserică sau cum îți privit de societate ca fiind păstor. Poate nu avem probleme cu închinarea la idol în felul în care se închină păgânii, budiștii. Știu eu, o grămadă de statuieri. Chinezii, asiatici, japonezii. Peste tot un piedestal și peste tot și la pietre, și la animale, și la știu eu, și înfățișat într-un fel oarecare. Poate nu avem probleme cu păcatele grele, cu preacurvia, cu curvia, cu necurăția, cu desfrânarea. Dar cu pismele. Dar, de exemplu, cu certurile. Dar cu mâniile. Aș vrea să... Dar nu vă provoc. Am vrut să răspund ridicat mâna sus cei care nu se mâni niciodată. Și fără motiv. Câteodată zice, domnule, dar a fost în drept. Adică vrei să spui că ai fost dator la firea ta să te mâni. Nu? Vă spun vouă, dar să știți că îmi spun și mie. Frații mei dragi, noi nu datorăm nimic firii noastre pământești, pe care se presupune că am îndrăstinit-o când ne-am întâlnit cu Domnul Hristos, când am crezut în El, când ne-am botezat și când am fost botezat de Dumnezeu cu Duhul Lui Cel Sfânt, ca să trăim o altă fel de viață. Da, dar vă zice cineva, și aici sunt multe lucruri de care putem vorbi, dacă mai suntem datori sau nu, de zbinări, de cercuri, de partide, asta cu cercuri de partide chiar este o modă, și la Pentecostal și la toate cultele evanghelice. Cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Poate zice cineva, frate Nelu, dar bine, dar nu se poate să fie chiar așa de desăvârșit.
și o redau dreptate. Atunci când te naști din nou, și am spus-o și când am vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt, bineînțeles că te naști ca un copilaș. Și e adevărat că nu dintr-o dată poți să ajungi la nivelul acela de stare spirituală încât firea ta pământească să fie moartă cu desăvârșire, cum a fost în Pavel. Pavel, după ce s-a întâlnit cu Domnul Hristos, a avut și el firea pământească. Și încă ce firea avea? Că venea după el cu o ceată de soldați și vrea să-i prindă pe toți creștinii și să-i omoare și să-i bage la pușcărie. Dar după ce s-a întâlnit cu Domnul Hristos, Dumnezeu l-a schimbat. Și el a zis la un moment dat, crescând mereu și mereu în credință, acum nu mai trăiesc eu. Primul verset de aur care am văzut că s-a învățat aici la Moria după ce am venit eu cu mulți ani în urmă, în Roman, seara. Acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum. O trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care s-a dat la moarte pentru ei. Ei, Pavel a ajuns la nivelul ăsta, dar ca să ajungi la nivelul ăsta. Frate Pavel, ce face? Că noi suntem totuși, nu suntem la nivelul ăsta. Uitați-ne, în 1 Petru, în capitolul 2, avem un cuvânt. Și dacă luăm cuvântul ăsta și încercăm să-l împlinim, să știți, crește. Spune aici așa, lepădați la orice răutate, orice vicășug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr ce bun este Domnul. Nu ești la nivelul, nu ești la statura de om mare, ești la nivelul unui copil, ești un copil în credință, problema este să dorești laptele ăla duhovnicesc și curat, ca prin el să crești. Dar eu știți, am 11 nepoți. Și am văzut și la alte familii. Când ai câte un copilaș, este câte unul mai special. Vrei să-l rănești. Și e câte unul care vrea să mănânce să crească. Am și de-aia nepoți care mănâncă și trebuie să-l trage înapoi, că prea mănâncă. Gata, mai oprește. Dar am și nepoți care, cum a dat din cap și... Sau este câte unul care îți ia lingurița, sau banana, sau bucata de măr, sau ce vrei să-i dai, și vrea să-ți dă el fie de mâncare. Să știți că asta și spiritual se poate. El nu i-a uscat bine cerneala pe certificatul care l-a primit la botez. Și deja vrea să mergi pe păstori, pe oameni cu experiență, pe toată lumea, numai pe el. Ascultați-mă, eu vă spun lucruri reale care se întâmplă. Dacă ai această statură, frate Bala, eu încă sunt copil în credință. Eu n-am ajuns să cunosc, uite, eu stârg, mi-e tare experiență. Ai trecut prin lucruri mari, eu n-am trecut. Ok, nicio problemă, nu poți să trăiești capabil. Dar dacă vrei să crești, trebuie să mănânci. Ce să mănânci? Și că laptele duhovnicesc. Învățătura asta din Scriptură. Nu? O zis Domnul Hristos, dacă nu iubește cineva și păzește poruncile mele și împlinește cuvântul meu, o zis că eu și cu Tatăl meu voi veni la el și voi locui cu el. Adică te ajută Dumnezeu să vii într-adevăr un om nou, o făptură nouă. Că cele vechi s-au dus. Să te schimbi, să devii din nou după chipul lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu l-a făcut, a început pe Adam, dar a pierdut coroana, a pierdut imaginea de om făcut după chipul lui Dumnezeu, pentru că a păcătuit. Noi ne-am întors la Dumnezeu și credem că dacă ne dezbrăcăm de omul cel vechi cu faptele lui și ne îmbrăcăm cu omul cel nou, care se înmăiește spre cunoștință după chipul celui care l-a făcut, adică după chipul Domnul Iisus Hristos, că El a fost meșterul lui Dumnezeu la lume. Înțelegeți, frații mei, prea iubiții mei, frați, că noi nu mai datorăm nimic firii noastre pământești, nu mai datorăm nimic, că nu suntem obligați să ne apărăm statutul, orgoliu, că nu suntem datori să fim împliniți în lumea aceasta, nu asta e marea problemă. Aud oameni zicând, pe cer și mirosesc viața, vreau să fac o carieră. Dar pe aia din cer ai pus-o la punct? Ești în regulă cu cariera cerească? Ai crescut suficient ca să fii sigur că intri acolo? Mă uit la Pavel cu câtă umilință și cu câtă smerenie vorbește despre el. Mai întâi zice
ca unei stârpituri. Mi s-a arătat și mie Domnul Hristos ca unei stârpituri. Păi zice el, eu nu sunt vrednic să port numele de apostol, că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Zice într-o altă împrejurare, fraților, eu nu cred că am apucat. Aș vrea să-l apuc și eu pe Domnul Hristos, după cum și eu am fost apucat de el. De unde că l-am apucat încă? Dar fac un lucru. Uitând despre ce este în urmă, mă avânt spre înainte. Vezi un om care vrea să crească spiritual. Vrea să ajungă la desăvârșire. Vrea să ajungă cu orice preț la învierea din morți. Vrea aceasta. Și luptă din toate puterile. Zice, mă luptă, nu ca unul care vorbește cu pumnul în vânt. Mă port aspru cu trupul meu. Nu vreau să trăiesc după îndemnurile firii pământești. După simțurile care sunt în carnea mea. Dar la sfârșitul vieții, o putut să spună. Bine ar fi să putem să spunem tot. Dacă nu vine Domnul, nu terminăm călătoria. Mi-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința. Mi-am isprăvit alergarea. Acum mă așteaptă cu lume. Doamne, vreau să vă mai spun ceva. Sigur că de aici încă se mai putea spune multe lucruri, dar la urmă trebuie să fac și o scurtă mărturisire. Versetul 14. Deci înțelegem cum e cu datoria către firea pământească. Mai avem datoria la firea pământească? Analizați-vă simțurile. Analizați-vă. Unii li se pare că sunt datori, știu eu, față de numele familiei. Băi, nimeni din neamul meu, eu nu pot să trec peste moștenirea pe care mi-au lăsat-o părinții, bunicii. Spunea cineva, tatăl meu a fost preot, bunicul meu a fost preot, străbunicul meu a fost episcop, să mă pocăiesc. El era dator cu ceva familiei lui. Unii cred că sunt mai datori copiilor. Aici un semnal de alarmă, tot de firea pământească ține. Ce este născut din carne, este carne. Numai ce este născut din Duh, este Duh. Unii cred, domne, cum a crezut Eli, bătrânul, că-i dator să cinstească pe fiii lui mai mult decât pe Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a supărat pe el pentru asta. Și a zis, cum se face că tu cinstești pe copiii tăi mai mult decât pe mine? Copiii înainte de orice. O zis Domnul Hristos în cuvânt. Dacă iubește cineva ta, mamă, frate, soră, nevastă, vol de copii, mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Dar unii se crede datori cu aceasta. E tot din fire. Prima și cea mai importantă datoria noastră, dacă avem una, este să ne temem de Dumnezeu și să păzim poruncile. Aceasta este datoria oricărui om. Amin? Ajută-ne, Doamne Iisus. Încă un scurt cuvânt. Versetul 14 spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică. Și ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Abba, adică Tată. Am avut o întâlnire odată și am întrebat pe cineva. Păi, frate, dumneata ești sigur că te duci în cer? Dar ce, dumneata ești sigur? Zic, da, eu cred că dacă mi se termine călătoria, acum mă duc la Domnul. A, zic, asta este o îndrăzneală din partea ta, nimeni nu știe. Băi, zic, eu dacă mă duc la tata meu acasă, ia tata pe vremea aia, eu sunt convins că mă primește. Sunt convins că dacă mă duc la el și când mă vede la poartă, îl fuge înainte de mea, așa cum poate el, la 71 de ani cât avea atunci, acum a plecat la cele veșnice. Cum adică tu nu ești sigur de mântuire? Păi înseamnă că tu nu ești convins că Dumnezeu e tatăl tău. Ascultați-mă bine, este aici un cuvânt? Voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică. Și ați primit un duc de fiere, de înfiere. Ăsta e un semn foarte important pentru un creștin adevărat care are încredere în Dumnezeu, crede că Dumnezeu e Tatăl lui și că El e în mâna lui Dumnezeu absolută. Ăsta nu-și pune problema, dar poate, dar cine știe? Și de adevărat, poate să fie un copil în credință și să meargă până să rugă la sarea aia să înțeleagă. Dar e foarte important să ajungă acolo. Când deja îi în inima ta încredințarea aceasta, s-ar putea să moară noapte. Ziua de mâine nu e a noastră. Nimeni nu-și cunoaște ziua de mâine. Nimeni. Chiar dacă noi ne dezvăluim că o să trăim cel puțin cât părinții noștri. Nu știu.
Dar omul acela care e un creștin, născut din nou, având Duhul lui Dumnezeu în el, și care lasă pe Duhul Sfânt să-l călăuzească în toate lucrurile, îi împăcat cu sine. Indiferent ce se întâmplă, el îl are pe Dumnezeu ca Tatăl. Și dacă ar fi să treacă prin vara unei morții, cum spunea acea femeie, Christine Dressler, în acea navetă spațială care a explodat și recita psalmul acela, chiar dacă ar fi să trec prin vara unei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Am primit Duhul de la Dumnezeu, Duhul acela care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Îmi spunea un frate de-a meu, am avut un accident de mașină, m-am spus odată de el destul de periculos, am sărit de pe un pod și într-un râu, era și soția cu mine și un frate de-a meu și cu nevasta lui. Eu nu știu ce am făcut, dar el zice, băi, ai strigat la Dumnezeule. În 3 minute am fost toți în picioare, tot statul. Mașina o tăiat-o cu supăra, că nu s-a mai putut recupera nimic din ea. A fost ceva urme în urma acestui accident. Dacă n-a venit poliția, a zis că-s morți acolo, nici unde, de unde ești veritat, îi zic că am condus-o. El a crezut că-s tot rupt pe dinăuntru. Și de rugă, dar nu se poate să fie ceva întreg în tine. N-am nimic rău. Mă durea un pic pietre, dar n-am avut nimic. Ne face să strigăm Tată! Duhul care l-am primit. Ne putem cerceta în privința aceasta? Și aș fi multe de spus, dar vreau să mă opresc aici. Dar doresc să spun foarte rămurit că noi nu mai datorăm nimic firii noastre pământești. Și verificați faptele de acolo și să lucrăm în consecință. Acum, aș vrea să fac un mic anunț. Fratele Iosif, am vorbit ieri. Am venit în Canada în urmă cu 20 de ani. Anul acesta sunt 20 de ani când am venit în Canada. Dintre care cei mai mulți ani am petrecut la Montreal. Am fost bucuros că am găsit aici, în Montreal, o biserică unde mi-am putut adăposti familia, soția și fetele. Într-un oraș mare, cu multe tentații, a fost o adevărată binecuvântare de la Dumnezeu să fie foarte puțin tineri la vremea aceea, copiii fratelui Onofrei, a sorei Mia, câțiva tineri veniți sub vaporul, câțiva copilași mai mici nu erau mulți tineri, dar atât cât erau de puțini, se strângeau, cântau, făceau repetiții pentru un grup, aveau activități comune și erau în biserică. Și în felul acesta au stat departe de tentațiile lumii. Și m-am bucurat de acest lucru. De patru ani locuim la Gatineau. Pentru mine personal a venit vremea să încep un nou proiect. Creștin. Nu ne lăsăm de pocăință. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, a trebuit și am comunicat fratele Iosif că îmi retrag de lume cu soția, membria din această adunare. Pentru că nu se poate să faci parte din două entități diferite. Ne retragem nu de la calea credinței, ci din biserica aceasta, cu toate că o să mai venim la Morea de multe ori. Avem aici copii, fete, gine, nepoți. O să mai venim și la adunare. Vreau să spun public, conducerea acestei biserici nu mai are obligații față de mine, să mă folosească la cuvânt sau să îmi credințeze slujbe. Dacă chiar vor face, va fi de bună lor plăcere, ca să zic așa, de vreme ce fac parte dintr-o altă structură, dumnealor sunt liberi de sarcina aceasta. Și sigur, vreau să vă spun cu toată dragostea, o să avem mereu această biserică la inimă. O să fim în continuare legați sufletește de această comunitate. Și o să mai venim, că nu o să apir dacă altfel nu. O să mai venim. Venim să ne vedem copiii, mai venim să mai și lucrăm pe aici, o să venim și la adunare. Dar o să facem parte dintr-o altă lucrare. Și aș vrea să ne rugăm unii pentru alții și îmi doresc, foarte mult îmi doresc, că numai lucruri bune să auzim unii de alții. Și dumneavoastră, de mine și eu de voi. Amin. Dacă fratele Nelu și-a exprimat dorința să ne rugăm unii pentru alții, cred că este cel mai potrivit moment să începem de acum. Pentru că ne găsim la încheierea timpului de părtășire pentru dimineața aceasta, am să vă invit pe toți cei prezenți să vă ridicați împreună cu mine în picioare.
Aș vrea să mulțumim Domnului pentru binecuvântările pe care le-a rânduit în dimineața aceasta, pentru slujirea fratelui meu, Domnul acestor ani, și să ne credințăm în mâna Domnului și pe noi aici și pe dumnealor acolo. Și Dumnezeu să se folosească de noi în locul în care ne-a așezat. Amin.